stimați prieteni, subiectul respectiv este unul, bineînțeles, sensibil, care poate provoca tot felul de discuții. Pe altă parte, este un subiect foarte important. De aceea, juriștii creștini democrați insistă ca discuția asupra ideii de lustrație să nu aibă loc doar în Parlament, pentru că subiectul respectiv interesează întreaga societate. Aceste discuții trebuie să aibă loc atât între partidele reprezentate parlamentar la moment, cât și între celelalte partide din Republica Moldova. La discuțiile respective trebuie să participe și societatea civilă. Ideea de lustrație nu urmărește crearea unui cadru în care ar fi declanșat un fel de vânătoare a vrăjitoarelor și a vrăjitorilor. Ideea este cu totul alta. Dacă dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, dacă dorim să avem un sistem democratic, eficient și adevărat, nu doar unul de suprafață, ceea ce înseamnă elita politică sau cei care țin locul elitei politice astăzi în Republica Moldova, trebuie să fie persoane care corespund vectorului de politică externă și sensului sau rostului de a exista la Republicii Moldova. Și așa cum Republica Moldova se declară un stat cu aspirații și veleități europene, cei care decid la toate nivelurile în țara aceasta, inclusiv persoanele care formează opinia publică, trebuie să corespundă ontologic scopului pentru care statul nostru face cum ar fi susținut. Adică mă refer la integrarea în Uniunea Europeană, la alinierea statului nostru în rândul statelor dezvoltate. Considerăm că felul cum vor avea loc, în general, dacă vor avea loc discuția asupra acestui subiect, reprezintă un test serios pentru actuala clasă politică din Republica Moldova,